Capitolul 29. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Fă cu făină aleasă de grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu un de lemn, și plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn. Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să iei veșmintele, să îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul, și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Să iei un de lemnul pentru ungere, să-i torni pe cap și să-l ungi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încingi pe Aaron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închin pe Aaron și pe fiii lui în slujba mea. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. Să junghii vițelul înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vergi la picioarele altarului. Să iei toată grăsimea care acopere măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care acopere și să le arzi pe altar. Dar carnea vițelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără. Aceasta este o jertfă pentru păcat. Să iei pe unul din cei doi berbeci. Și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecelui. Să junghii berbecele, să iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur. Apoi să tai berbecele în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecele să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Să iei apoi pe celălalt berbece și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecelui. Să junghii berbecele, să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinilor drepte și pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur. Să iei din sângele de pe altar și din undelemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și veștmintele lui, pe fiii lui și veștmintele lor. Astfel vor fi închinați, Aaron și veștmintele lui, fiii lui și veștmintele lor în slujba Domnului. Să iei apoi grăsimea berbecelui, coada, grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care acopere și spata dreaptă. Căci acesta este un berbece de închinare în slujba Domnului. Din coș să iei din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le lege într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Să iei și pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l lege într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui printr-o lege veșnică, pe care o vor ținea copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare. Și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 7 zile de acela din fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt.
Aaron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii cartea berbecelui și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Dacă va rămânea ceva din carne întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămânea. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Să urmezi cu privire la Aaron și la fiii lui toate poruncile pe care ți le-am dat. În 7 zile să închini în slujbă. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să curățești altarul făcând ispășirea aceasta și să lungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești. Și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Iată ce să jertfești pe altar. 2 miei de un an în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măslină, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al 2-lea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.